realitate. Se numește pur și simplu cum lucrăm. Ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. Mamă, și câte răspunsuri posibile poate avea o simplă întrebare, nu? Cum lucrăm? Ei bine, ne va ajuta să aflăm răspunsurile potrivite invitatul meu de astăzi și invitatul meu pe care o să îl auziți în fiecare zi de luni, la această oră 16:30, Magor Cibi. Magor este Head of Leadership și Cultură Organizațională la Trend Consult. Bine venit, Magor! Bine te-am găsit! Ești un fel de antrenor pentru cariere, să spun așa, nu? Lucrez destul de mult cu oameni, cu lideri și în organizație, adică văd ceea ce se întâmplă și văd cum lucrăm. Astăzi deja ne-am stabilit tema, o temă foarte interesantă, o temă pe care poate foarte mulți ascultători o vor recunoaște, mă rog, o situație în care foarte mulți ascultători se pot afla în acest moment, și anume oamenii care nu mai simt așa nicio motivație sau conexiune cu locul lor de muncă. Cu toate acestea, nu fac un pas decisiv în a pleca, ci se complac în situația asta. De ce ajung oamenii demotivați? Și de ce preferă să rămână acolo unde lucrează, chiar și în acest context? Acum am ajuns să discutăm foarte mult despre quiet quitting, dar ideea e că fenomenul e de foarte multă vreme cu noi, adică nouă ne place să descoperim lucruri noi, să dăm câte un tagline, câte un cuvânt din ăsta catchy, dar până la urmă, dacă e să ne uităm în ultimii 20 de ani, tot ce s-a măsurat, ce Gallup-ul face măsurători continue pe cât de mare e conexiunea noastră cu munca, ceea ce ne spun studiile că între 15 și 20% dintre oameni sunt conectați cu locul lor de muncă. Asta înseamnă că ei se trezesc cu un entuziasm, când merg spre muncă abia așteaptă să ajungă și vor să dea tot ce e mai bun din ei. 65% dintre oameni fac minimul ca să supraviețuiască. Și asta înseamnă până la urmă că ai zile în care dai mai mult, ai zile în care dai mai puțin, dar per total întotdeauna ești undeva la rata de supraviețuire. Și cel mai tulburător, undeva 20-25% dintre oameni, depinzând de cum măsurăm, fac tot ce e posibil ca să încurce. Adică ei se duc cu gândul ăsta la muncă, okay, hai că poate pot să reușesc să încurc azi ceva pe la locul meu de muncă. Și rămâne un procent foarte mic de oameni care se implică cu adevărat în treburile companiei și în treburile de zi cu zi, să înțeleg. Exact, și măsurăm asta de undeva de 20 de ani, sau de mai bine de 20 de ani, doar că acum, după pandemie, cumva s-a redescoperit. Și asta e și datorită faptului că începem să vorbim din ce în ce mai mult despre muncă. Dacă până acum majoritatea consultanței de legate de carieră, legate de muncă, se întâmpla în interiorul companiilor, în acest moment putem să observăm că avem din ce în ce mai mulți oameni care vorbesc în public despre cum lucrăm, despre cum ar trebuie să lucrăm, despre cum arată sistemele noastre, și vorbind în felul ăsta a ieșit fenomenul cumva la suprafață, pentru că din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că, băi, nu am nicio conexiune cu locul meu de muncă. Dar de ce ajungi la conexiune, la situația asta, să-ți dai seama că nu mai ești motivat și că nu mai ai o conexiune până la urmă cu locul de muncă? De ce se ajunge în situația asta? Foarte probabil nu am proiectat foarte bine sistemele noastre și în continuare vedem, de exemplu, iarăși un sondaj Gallup ne spune că când vine vorba de promovări, 81% dintre cazuri sunt promovări ratate, adică nu reușim să promovăm acei oameni care ar trebui să fie promovați. În același timp, nu există foarte bine definit ce ar trebui să facă un manager sau care e rolul unui lider. Și atunci, foarte multe ori, liderii sau managerii sunt în mindset-ul ăsta că ei trebuie să performeze, dar de fapt, ei ce ar trebui să facă? Să fie atenți la oameni. Când te obișnuiești într-o organizație, când nimeni nu este atent la tine și mai degrabă te presează, mai degrabă primești feedback negativ decât să primești ceva pozitiv, în momentul ăla, cumva se produce o deconectare care poate să se adâncească cum trece timpul. Există un orizont în timp în care poți ajunge la demotivarea asta, la plafonarea asta, la locul de muncă? Este foarte normal să nu fim tot timpul conectați, să nu fim tot timpul entuziasmați sau motivați. Poate în primele 3 luni dai tot ce poți, sau poate în primul an. Dar când observăm că a trecut deja 3 luni, 6 luni, a trecut un an și noi toți stăm acolo. Exact. Și până la urmă ne gândim că fiecare trebuie să supraviețuiască, avem nevoie de un salariu, dar asta nu poate să fie un motiv în momentul în care nu mai simți nicio conectare.
conexiune. Și atunci, la nivel individual, mi se pare că e foarte important să analizăm puțin, fiecare să se uite la el și să se gândească, băi, eu mai am ceva conexiune, eu simt sens la acest loc de muncă, sau mai degrabă ar trebui să mă reorientez, dacă nu altceva, măcar pe orizont mediu lung, să găsesc altceva care ar putea să mă entuziasmeze. Și gândește-te ce înseamnă asta pentru organizații. Dacă doar 15-20% dintre oamenii noștri activează, sunt conectați la locul de muncă, vor să dea tot ce e mai bun din ei, în momentul ăla este foarte greu să produci performanță. Și asta e problema din punctul meu de vedere și din punctul organizațional de vedere, că faptul că abia acum am ajuns să vorbim despre acest fenomen, înseamnă că rata de eroare calculată în sistemele noastre este foarte, foarte mare. Și noi nu observăm că avem oameni care nu sunt motivați. Și mi se pare că puțină atenție la oameni, puțin dialog, dacă managerii își iau treaba serios, dacă regândim puțin structurile noastre, că rolul managerului sau liderului să fie să crească performanța și conexiunea oamenilor, putem vedea transformări spectaculoase. Și văd, din fericire, astfel de companii unde oamenii se simt conectați, oamenii se simt entuziasmați și când, până la urmă, dau de greu, au înțelegere din partea organizației. Deci, managerul are un rol foarte important. Managerii au un rol foarte important în treaba asta. Dar în același timp și managerii trebuie să fie echipați, adică trebuie să-și înțeleagă care este rolul, trebuie să existe un sens și o claritate înăuntrul organizației, că nu vine asta... Corect. Și ei trebuie să învețe de undeva. Pe final, pentru că a zburat timpul foarte repede, sfatul tău pentru cei care se regăsesc în situația asta, lipsa de conexiune cu jobul pe care îl fac în momentul ăsta, care ar fi? Că înțeleg foarte bine frica, înțeleg că fiecare trebuie să aibă un salariu sau un... Mai ales un... în perioada asta grea pe care o traversăm cu tot felul de necunoscute. Exact. Și... Dar să analizăm situația pe termen mediu și lung, că pentru pe termen lung poate să ne distrugă până la urmă să stăm într-o asemenea situație. Și atunci mai degrabă să planificăm pe 3 luni, 6 luni, începem să ne orientăm, începem să ne uităm unde am putea să ne ducem sau ce ne-ar entuziasma, să reluăm legătura pierdută cu noi și în acest fel putem să ori să regăsim flacăra care ne-a legat cândva de organizația noastră, ori să găsim o organizație unde putem până la urmă să simțim că avem sens. Și că e și o vorbă românească, orice șut în fund e un pas înainte, ceva de genul ăsta, dacă o poți privi așa. Adică poate riști dându-ți demisia sau, eu știu, căutând altceva, poate îți asumi un risc, însă pe final se pot aranja lucruri minunat pentru cariera ta. Și e bine să calculăm și riscul unei asemenea situații duse pe termen lung sau foarte lung, că până la urmă performanța noastră la un moment dat dispare, motivația noastră dispare și nu vrem să ajungem acolo. Magor Cibi, mulțumesc foarte mult, ne vom reîntâlni săptămâna viitoare, luni, de la ora 16:30 și vom afla alte sfaturi despre cum lucrăm ca să fie bine, să ne fie bine. Mulțumesc!